Mulți au încercat să definească viața, însă să o că cea mai cuprinzătoare și cea mai concludentă definiție pe care am auzit-o sau am citit-o undeva îi se datorează unui părinte al bisericii aparținând școlii antiochiene de oarecând. El zice că viața este școala în care învățăm să iubim. Este școala în care ne exersăm într cele ale împărăției și într cele care sunt cele mai firești ale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dragoste este. Iar contextul cel mai imediat și cel mai la îndemână în care cineva se exersează în această școală a dragostei pe care am numit-o viață este tocmai familia. Părinții din dragostea lor dau naștere unui copilaș care vine ca binecuvântare și dar al lui Dumnezeu. Și ei înșiși se arată apropiați de Dumnezeu, cel care dragoste este, dar apropiați de Dumnezeu, cel care viață este. Ne aflăm în luna iunie, care este dedicată copiilor născuți și nenăscuți. Și în sensul acesta ne plasăm, bineînțeles, de partea celor care susțin, promovează și sfințesc viața. Zicem, ca mesaj pe care Biserica îl aduce într-o lume în care trăim realități confuze vis-a-vis și de această abordare, de această înțelegere. Și pentru a proclama un mesaj în acest sens, mă voi folosi de șapte termeni cheie pe care îi socotesc. Importanți și care cred că se află într-o anumită succesiune în ceea ce privește apropierea noastră de viață și promovarea și sfințirea vieții, așa cum pomeneam în cuvintele de mai înainte. În primul rând, când părinții primesc binecuvântare și dar de la Dumnezeu prin zămislirea unui copil, ei trăiesc această stare de uimire care îi așează în colaboratori direcția lui Dumnezeu, pentru că singur Dumnezeu este Cel care poate să dea viață. Și în felul acesta, ei se arată binecuvântați de Dumnezeu și se simt apropiați de Dumnezeu, se simt protejați de Dumnezeu și mai ales se simt însoțiți de Dumnezeu în tot ceea ce urmează de acum încolo. Așadar, uimire în fața tainei tainei care însoțește zămislirea și apoi nașterea unui prunc care vine, ziceam, din dragostea părinților, dar vine și din dorința de a se exersa în această școală a dragostei care este însăși viața, așa cum am definit-o. Al doilea termen cheie în continuare și în consecință este cel de recunoștință. Zic recunoștință față de părinții noștri. Pentru că oricare dintre cei care suntem în viață se întâmplă așa pentru că părinții noștri la un moment dat au dorit ca noi să trăim, i-au spus da lui Dumnezeu și ne-au primit ca o binecuvântare. Alminter, dacă ar fi decis orice altceva și nu în favoarea vieții, noi n-am fi acum vii, noi n-am fi acum unii lângă ceilalți și n-am fi prieteni ai lui Dumnezeu, așa cum se dovedește el față de toți copiii la un moment dat și zice în față de tot omul pe care îl aduce pe pământ la existență. Așadar, cel de-al doilea este cel de recunoștință. Cel de-al doilea termen este cel de recunoștință față de părinții noștri buni care au socotit că suntem un dar de la Dumnezeu și ne-au adus la existență. Cel de-al Treilea termen care vine iarăși mai departe este cel de responsabilizare. De vreme ce noi am primit viață de la părinții noștri, suntem responsabili să fim semne ale vieții, să dăm viață, să promovăm viața și să ne plasăm tot timpul în favoarea acesteia. Dacă noi suntem rezultatul deciziei părinților noștri, în consecință, ne obligăm printr-o. Decizia lăuntrică ca să lucrăm și noi în consecință cele pe care le presupune viața. Așadar, responsabilizare este o atitudine foarte importantă și necesară, și zicem, mai ales, în acest interval în care încercăm să reașezăm viața în locul în care a pus-o Dumnezeu și să o arătăm că este dar și binecuvântare de la Dumnezeu. Ne referim în continuare și la ceea ce presupune nevoia de a cere iertare, pentru că nu tot timpul pe parcursul vieții noastre ne-am arătat consecvenți cu ceea ce înseamnă a fi colaboratorii a lui Dumnezeu în sensul promovării vieții. Și că uneori n-am fost suficienți de fermi atunci când trebuia să fim fermi și că uneori am greșit. Există întoarcere, există iertare, există... Îmbrățișare din partea lui Dumnezeu, tocmai pentru că există această șansă a pocăinței. Și în sensul acesta, acest răstim zic, este și o posibilitate pentru a ne schimba viața și a lăsa trecutul nostru, care nu ne face cinste, și a ne arăta într-o altă poziție, într-o altă atitudine vis-a-vis -vis de tot ceea ce înseamnă viața și promovarea vieții. Cel de-al cincilea termen cheie este bucuria. Bucuria pe care o presupune a sta în contactul cu atât de multe familii în care soții se iubesc, în care părinții se cinstesc unul pe celălalt și se bucură de nașterea fiecărui copil. Este o atmosferă, este o icoană, aș îndrăzni să zic, fără termen de comparație, cu orice altă realitate din jurul nostru. Bucuria este mare atunci când vedem aceste familii deosebite în biserică, dar zicem în spațiu social și zicem în general în tot ceea ce presupune viața cu compartimentele sale. Așadar bucurie. Cel de-al șaselea termen este cel de solidaritate, fraternitate sau îmbrățișare. Și zicem cu familiile care trec prin momente dificile. Sau zicem mai ales cu cei care, sunt la răspântie și li se cere să ia decizii. E important nu doar să încurajăm înspre a lua o decizie conformă vieții, ci și să susținem, să-i susținem, pentru că această decizie și momentele care vor urma să nu le petreacă de unii singuri, ci să ne arătăm drept o comunitate în tot ceea ce presupune a da o mână de ajutor, a însoți, a încuraja, a acompania până la urmă și a-l face pe celălalt să fie conștient că nu este singur în această lume și că viața în felul acesta se arată și sub chipul solidarității umane. Iar în cele din urmă, cel de al șaptelea termen, care de fapt este o expresie și să o cotesc că și exprimă demersul acesta derulat pe parcursul acestei luni iunie, este tocmai împreună lucrare. Există o rugăciune tare frumoasă la vecernie pe care noi o rostim, încercând să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu cu darurile și cu posibilitățile noastre. Și în această rugăciune îi zicem Domnului, Doamne, fă cu noi semn spre bine. Să că toți cei care participă la această campanie de promovare a vieții, de cinstire a copilașilor născuți și de însoțire a familiilor care au nevoie de ajutor atunci când vine vorba de cei care se vor naște și care vor provoca schimbări majore în, în familiile acestora, zic, în sensul acesta se presupune acest, această lucrare prin care îi cerem lui Dumnezeu ca noi și ne să fim semne ale binelui. E nevoie. E nevoie de solidaritate. E nevoie de împreună lucrare, e nevoie să dăm dovadă că suntem permanent de partea vieții, că numai așa se poate. Dar nu numai prin cuvânt, ci zice mai ales prin această împreună lucrare, prin această, prin această solidaritate, prin participarea noastră efectivă în ceea ce Dumnezeu vrea să ne facă, colaboratorii ai Săi pentru promovarea, susținerea și sfințirea vieții. Așa că vă îndemnăm pe toți cei care participați la această campanie, pe toți cei care ne veți urmări, să fim acolo unde Dumnezeu ne-a pus semne ale binelui, semne ale vieții, semne ale dragostei. Și în felul acesta vom contribui puțin câte puțin la desfășurarea vieții în ceea ce am zis la început că este și anume o școală a dragostei. Fiecare cu rolul său, fiecare cu partea sa, fiecare cu darul și slujirea sa, însă toți împreună arătând viața drept dar și binecuvântare de la Dumnezeu.